Neața lumei continuă manga la One Piece cu capitolul 1104 și se întâmplă chestia. Care chestie? Lasă că vezi tu fix acum. Rămâsesem din capitolul trecut cu Kuma care să-i dea mare pumn în cablu Sein Kazan ăsta. Și de la pumnul lui Kuma până la fața lui Sein Garcia își tot aducea el minte de cum Tasu i-a zis că mama s-a murit, dar mai bine că a murit decât să ajungă sclavă la bratații ăia. După aia, nap sa care a murit tot așa și s-a născut Boni și bluboni, iar nu mergea bine. Și acum Sein Garcia îi zice lui Vegapunk, bă, de ce nu are ăsta, că trebuia să fie mort. La câteva zile după ce armata revoluționară a luat pe Kuma, eu am apăsat butonul de autodistrugere. Între timp Vegapunk, ce? Ce buton de autodistrugere, mă? Și dă un pum Kuma. Bă, da, îl dă ca lumea, pum din ăla, șmecher, cu hachi. Îi rupe capul la fraier, bam, îl aruncă pe niște clădiri. Toată lumea, oh, nu, domnule Saturn, fir, ar să fie, ce s-a întâmplat? Cum a făcut asta? Cum să dai mân unul din cei cinci bătrâni? Cea mai mare autoritate din lume. Hai să salvăm pe domnul Saturn, este prin sub Rămături. Un sclav tocmai a dat cu pumnul în cel mai șmecher om de pe planetă. Aceasta este o atrocitate istorică. De, bă, de ne mai auzit, îți dai seama. Pe păi cine a mai făcut scheme din astea șmechere decât Luffy, când a dat atunci a ăla. Se pare că și cum mai e șmecher. Și acum se gândea Vegapunk, stai mă, cum adică butonul de autodistrugere? Chiar n-am pus niciun buton de autodistrugere. Pentru că știam că dacă îl transformă pe cum într-o bombă, inevitabil o să-l folosească ca și amicaze. I-am pus doar un buton cu care să-l oprești de tot, să rămână într-o stare din aia de legumă, să nu mai poată să se miște sau să aibă voință în vreun fel, n-are niciun motiv și nu este niciun răspuns logic din punct de vedere științific pentru faptul că el a venit aici. Să fie adevărat oare că nu forța fizică e ceea ce îi face pe bacanier să fie atât de șmecher? Pentru că la un moment dat ei, și aici se oprește Vegapunk, nu ne zice, probabil 700 captele mai târziu, Chizaru să gândea, mă, ați făcut-o acum, ați făcut-o grav rău de tot. Marinarii, bă, unii pălărie de paie, nu știu, a plecat înainte să pot să o dau cu el. Bonii fericit aici, la acum mai zice, mulțumesc că mai ai apărat, ți-am văzut toate amintirile, mami a fost o persoană extraordinar de șmecheră și tu mi-ai scris toate scrisorile alea, păcat că n-au ajuns la mine niciodată, toată lumea te-a numit tiran, dar eu știu că tatăl meu este cel mai bun, cel mai de treabă, cel mai șmecher din toată lumea și nu o să uit niciodată asta. Și iese Saint Kazan de sub dărămături, era colmea să moară dintr-un pumn și zice Vegapunk, cum îți explici toate astea? Tu ai făcut asta? Pare că e vina mea, dar ai putea să numești asta puterea iubirii, dacă te face să te simți mai bine. Hm înțeleg atunci. Să fie o greșeală în forma umană, o eroare în programare. Și între timp prostul se regenera. Naiba să le ce abilități are și ăsta, zice adio sănătate, nu mai am nevoie de voi. Și când se dea mare capac lui Kuma, vine Sanji și se bagă și dă piciorul ăsta, zice bă, să nu îndrăznești să-i rupi inima lui Bonnie. Și noi avem o datorie de plătit la zice Franky, și folosește Radical Bim și trage în Garcia. Și atunci se bagă Chizaru folosește și el Radical Beam-ul său ca să tragă în Franky. Vega Punk îi zice lui Punk 05, parcă e asta, să ia și să-l care pe ăsta laborator pe cum ca să cine știe poate îl repare sau ceva. Și Kizaru zice, bă, acum că a venit și cum aici, acum că cum a venit aici, eu zic că avem o grămadă de jucători. Ce zici, domnule Garcia, nu e timpul să-i batem pe ăștia? Între timp, Buster call a fost activat. Știți când se adună toate navele astea mari și bam, 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 până distruge insula. N-ai inimă, Kizaru, le zice Vegapunk, ești un om foarte trist. Bă, într-adevăr, nu e o priveliște prea frumoasă, ar fi trebuit să-mi iau niște ochelari mai întunecați, zice Kizaru. Dar cei care știu secretele lumii, cei care posedă sângele oamenilor pierduți, această insulă a fost declarată o amenințare pentru guvernul mondial. Toate navele de război, pregătiți-vă pentru bombardament, radeți-o, faceți-o una cu pământul în numele justiției, cei care au trezit un zeu străvec. Această insulă este plină de oameni care pe mine mă încurcă și trebuie să fie eliminați. Și așa se termină capitolul cu Saint Garcia spunând toate astea. Și presupun că în următorul capitol se dă Buster call se distruge insula, bineînțeles că Luffy scapă cu ăștia și de aici încă. Acolo nu știu unde se mai duc și Vegapunk vine cu ei pe barcă, cum ar fi următorul membru din echipajul lui Luffy să fie Vegapunk. Cea mai tare combinație Vegapunk și cu Luffy. Am atât cu acest capitol, sper că v-a plăcut, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.